Salutare prieteni, astăzi discutăm despre un eveniment foarte frumos care este programat pentru sâmbătă 16 septembrie care va începe la Cluj, se va încheia o zi mai târziu printr-o întoarcere triumfală de la Mărișel spre Cluj-Napoca, este vorba de o paradă mai puțin obișnuită, de o paradă a unora dintre cele mai frumoase mașini care au fost create în România, ARO. Despre acest eveniment și despre pasiunea pentru mașini bune și frumoase, discutăm astăzi cu unul dintre organizatorii evenimentului, domnul Miron Bodea. Mă bucur tare mult că avem ocazia să ne vedem aici la Via Cluj TV. Bună ziua, și eu mă bucur să ne vedem și. Să discutăm să despre categoria. Despre <laughs> Categoric, exact. uh, avem un eveniment, se numește Napocaro, da? Da, Napocaro, e a doua Foarte ediție. Foarte <laughs> Anul trecut a fost prima ediție. Uh, cum anume se va organiza? Sâmbătă, de la ce oră se întâlnesc pasionații? Sâmbătă de o să ne întâlnim în parcarea la supermarketul Cora, din, din Grigorescu. Da, din Grigorescu. La ora 10 o să stăm acolo până undeva la ora 1, după masă, unde o să mergem în colonă spre Mărișele. Practic, cine poate să participe la acest o, eveniment? Poate participa orice posesor aro care are mașină și poate să vină oricine, orice vizitator să vadă. Există o taxă de participare? Nu, nu avem nicio taxă, poate să-și aducă mașina cum dorește, pe platformă, pe roți, nu are nimeni nicio treabă, <laughs> că e desfăcută, că lucrează, că mulți sunt care au proiecte noi, începute, nu, nu li gata. Uh, bun, vorbim de pasiunea pentru ceea ce înseamnă Aro da. a, și de pasiunea pentru a descoperi frumosul pentru că Mărișelul se află într-una dintre cele mai frumoase zone din Transilvania. Da. Cum s-a născut ideea de a le îmbina pe amândouă? Să ne întoarcem la zorii primei ediții. Păi am zis că nu, Aro fiind cunoscut și ca zimbrii din Carpați, am zis că să alegem o zonă de munte. Unde să stăm. Și chiar la Mărișel am găsit uh, cum s-ar zice, cazarea cu unde are mult, mai multe camere, că suntem undeva la 30 ceva de camere, avem nevoie. Deci înseamnă că o să mergeți pe la Popas da. Ancului, pe acolo. Exact, chiar la Popas Iancului <laughs> suntem cazați. Și uh, fundatorul pensiunii Viorel Peșa este pasionat de mașini de teren, <laughs> pot să depun Dar, în mărturie, că am în fost în, știm, câteva, în, câteva, în da. lucruri foarte, foarte frumoase. Anul trecut un... s-o în a aici la, în Râșca, tot la pensiune, dar cu la pensiune nu are atâtea camere suficiente, doar 15. Deci să înțelegem că între timp comunitatea pasionată exact, s-a mărit. Crescut. Anul trecut am fost undeva la 32 de mașini, acum 50 și ceva. Uh, 53 confirmate. Eu... Și 30 și care rămân cu cameră de, pe, de sâmbătă până duminica. O pasiune foarte frumoasă. Cum v-ați descoperit dumneavoastră personal pasiunea pentru Aro? Uh, am descoperit de copil, am avut arul în familie și așa, nu știu, am fost atașat foarte mult de mașină și a rămas în continuare de el. În 2009 am, am avut primul meu Aro, mi mm. l-am luat eu, după care am tot pro progresat cu Aro, am tot luat, am vândut și ne-am făcut o comunitate. Dar de ce aro? De ce nu? Mă rog, mie îmi place personal uh, aro, însă e o mașină de teren uh, care, din păcate, nu se mai produce. Și atunci, bănuiesc da, că e un pic mai greu de gestionat. 5, 5, nu se mai produce. De aproape deci, aro, de nu știu, îmi plac formele lui. E mai așa, mai pătrățos, mai, nu știu. Are o formă așa mai agresivă, mai. Bănuiesc că și un pic de patriotism local, pentru că, da, și ea, mașină da, exact. Creat în România. Da. Bun. Uh, și, și restul că am, am crescut cu Aro. <laughs> și restul uh, oamenilor care au descoperit uh, această, să spunem, uh, mașină foarte frumoasă, acest uh, zimbru mecanizat, ca să fiu un pic poetici, <laughs> cum și-au descoperit pasiunea? Ce vă spun oamenii din comunitatea? Păi, tot așa și-au descoperit văzând că eu el trage mult spre Gheu, sau Gheu spre Aro. Și, nu, fiind și la preț mai mic față de Gheu, am ajutat Aro și, pe mulți, am mai convins eu. Chiar pe un prieten care chiar m-a ajutat, German Florin, de la Baia Mare, pe el chiar eu l-am convins că avea ceva piese la dezmembrări și tătul luam piese de la el și l-am te convins până acum. Acum lucrează la al treilea, are două. De unde își mai pot procura piese sau mașini cei care sunt pasionați de acest tip de automobil? Mai este ceva magazin la Câmpul Lung, Duexim, așa se numește, de acolo. Mai avem aici la Cluj, pe Plevnei și, în general, încercăm să le adaptăm și majoritatea piese, second. Există. Chiar ce nu se găsește. Deci problema mare e la tăblărie, că nu mai găsim aripi, uși dar există și piese care să fie confecționate manual ca așa că la un Bugatti de pe vremuri la caroserie mai faci că nu ai ce face dar în rest nu prea la direcție încercăm să combinăm de la alte mașini am de vorbă cu pasionații de domeniul auto care îmi spuneau că practic acum se schimbă lucrurile în acest domeniu al mașinilor de pe epoc, al mașinilor mai vechi, da pentru că în câțiva ani o să fie imprimante 3D suficient de performante încât să poată să reproducă multe dintre piesele care lipsesc în mod obișnuit de pe piață. Ce părere aveți de această idee? De această da, parere? să știți că chiar folosim la borduri, la bord, însă anumite chestii care chiar se rup sau se sparg, nu le mai găsim și eu cel puțin am apelat la domnii ăștia cu imprimante 3D și chiar mi-au făcut. Deci, într-adevăr, funcționează da, lucrurile. Da, funcționează. Asta e foarte, foarte bine, pentru că, da. până la urmă, vorbim de o adevărată provocare da, exact. de a asigura, uh, să spunem, un proprietar de o mașină bună, cu piese, care totuși da. nu se mai fabrică de 18 ani. Exact. Dar uh, nu există, să spunem, reticențe din partea pasionaților de 4x4 atunci când vorbim de Aro, pentru că vorbim totuși de o uh, mașină care nu e chiar la ultimele standarde de, de proiectare. Sunt foarte multe discuții. Dar ca să deții un aro sau să conduci un aro, nu știu cum să mă exprim, trebuie să fii cumva uh, curajos, băiețos și trebuie să, pe lângă asta, trebuie să fii, cunoști și mecanica Aro e un autoturism care se conduce chiar foarte greu. De ce? În primul rând, uh, depinde de la motorizări. Are un ambreaj mai greu, cutia de viteză e așa mai ca la tractor, cum s-ar zice, <laughs> mai robustă. banul nu stă în viteză, sare din viteză, sunt mai multe chestii și care, dacă mergi, te sperie sau are probleme cu frânele. Și direcția? Și direcția au, are foarte multe articulații și de acolo să produce un joc. Și problema e că nu mai găsești piese originale, numai, cred că de China, after marketuri. <laughs> și care nu mai de calitate bună. să produce un joc. Dar există și această uh, tentație pe piață de a produce piese în China sau în altă parte pentru Aro? Ei, de unde tot mai comandăm UTB Shop, așa se numește. Face pentru toate mașinile ce s-au fabricat în România. Gen tractor, rabă, Aro și Dacia. Ei produc. No, bine, nu nu știu de ce calitate dar ei încă mai găsești noi. E mai, nu știu de unde le comandă ce fac, dar au foarte multe piese. Dacă ar fi să dați un sfat cuiva care acum își descoperă uh, pasiunea pentru această facțiune interesantă a pasionaților de uh, 4x4, cea a pasionaților de aro, ar fi acest uh, sfat sau sfaturi? Acum, aro, cum să spun, aro mic și aro mare, sunt două chestii diferite. Este aro 10 care e altă categorie. Aro 10 avea bunicul meu. No, să aro 10 e mai ușor de întreținut, a impozitul mai mic și ar, la aro mare aici azi, trebuie să fie. Dacă el crede că îi stăpân sau are nervii necesari să aibă un aro sau să conducă, po cu poate să Că e o mașină care mergi pe stradă și toată lumea își întoarce capul după ea. Sau îți face când te depășește de din avarii, îți arată, scoate mâna pe geam că e ok, te salută. E mai mare dragul să mergi cu una. Cam câte arori mai credeți că sunt funcționale în România, în circulație? În circulație, nu știu, probabil că o în jur de 100. -a. Dar sunt mulți pasionați care au și o gen. Am 22 de autovehicule Aro. 22 de autovehicule. Da. câți bani ați investit <laughs> în această flotă? Am investit ceva bani. Și acum am început să le recondiționez, să le iau fiecare. Am două, nu trei, am recondiționate. Și tot așa vreau să mi le recondiționez. Și am tot felul de mărci. Doar două mărci am, care mi mi câte trei bucăți am de... 243 și de 244 restul tot marcă diferite care are vreo 50 de mărci 50 ce de modele mă scuzați ce spune familia când vede o asemenea flotă? Nevastă mai mă încurajează, nu zice. Îmi place nu, și zic. ei? Da. Merge și ea cu aro? Da, da. nu i greu pentru o doamnă să conducă un asemenea monstru? Nevastă mea nu conduce. mă asta <laughs> în dreapta. nu, nu, zic niciodată. Că o deranjează sau din ele și chiar eu umblu zilnic cu Aro cum ar, zi, ar zice când mi-e mașina mea de zi cu zi și o duc la serviciu Dup după ea nu mă prea merg la serviciu, dar o duc în fiecare dimineață cu Aro, dar nu nu, 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 a, nu a zis nimic sau la evenimente Și prietenii ce spun? Prietenii mă mai au așa la bășcălie sau din ele că nu ție mașină alta sau Azi, momentan, unde mă duce mașina aia la altă străină, sau ca, cum vrei să spuneți, mă duce și aro. Cam câte aruri s-au fabricat în România de-a lungul timpului, dacă știți cumva? Nu știu, asta nu știu să vă spun. E o statistică, mă rog, care... E destul de contestată, pentru că erau și niște business-uri da. făcute așa, mai pe sub mână. Aruie, la un dat era un produs de export, a da. și în Africa, exact. în America de Sud, în Asia. Era o mașină care nu prea uh, dădea greș, dacă era bine întreținută. Nu, nu. Și nu, aici la noi, cum să vă spun, la noi nu conta, și la da, ce vedeți că legam cu sârmă sau ceva mergea mai departe. Și nu, dacă nu îi dădeam un pic de atenție. Acum pot să pun, spun din propria experiență, dacă îi dau un pic de atenție, eu nu, chiar nu am probleme să stau pe sub el sau cum era mai de mult. Dacă o persoană vrea să-și cumpere acum un aro într-o stare bună de funcționare, ca la ce preț ar trebui să se aștepte? Acum depinde de motorizări. Depinde, dar de ce vrea să, depinde, totul depinde pentru ce vrea să ia mașina. Că mai multe ei de undeva la până în 20.000 de euro. Și, Pe mai și trebuie la să investească în a o pune la punct? Nu, la 20.000 de și o ia una chiar recondiționată să urcă și poate pleca unde vrea Și un consum care ar fi așa între și între? Cam de la 8 la 12%. Vorbesc de diesel. Benzinarele de la 15 în sus. Că să le clasice benzinare. Da, care au și da, putere foarte mare, da. sau da, așa da. e. Și câți, uh, câți cai putere dezvoltă între și între? Uh, cam 90 de cai sunt medie. O herchelie frumoasă. Da. <laughs> da. da sunt, uh, sunt mașini care au personalitate și care au uh, și o poveste foarte, exact. foarte frumoasă. Păcat că s-a încheiat. Acesta este poate unul dintre cele mai triste capitole din istoria industriei românești. Faptul că România a a ajuns în situația să închidă uzina de la Câmpul Lom, da, de la Câmpul cel, și să renunțe la un brand care era foarte foarte bine cunoscut în piețele din regiune și, așa cum spuneam, peste hotare în țările în care România exporta înainte da. de 1989. Pe aroloșii, doborât, în 2010 când a urcat impozitul, el fiind, avea motor de 3200, mulți le-au radiat, le au dus la fier da, și era atunci s-au pierdut foarte, foarte da. multe mașini. Bine, dar cel mai mult, cea mai grea lovitură a fost atunci când au închis fabrica. Da, pentru exact. că ar fi găsit un partener da. occidental serios, nu domnul acela cu Crosslander, ciudatul da, exact. acela din America, Van, atunci da. ar fi fost probabil o altă poveste, o poveste de succes așa cum are acum Dacia exact. în grupul Renault. Asta da. este. Da, acum, uitați, la final de emisiune vreau să vă întreb dacă dumneavoastră visați măcar așa... Câteodată când sunteți cuprins de reverie la posibilitatea de a vedea din nou Aro fabricat în România? Nu știu dacă mă mai văd. Cât o să treci, nu cred că o să mai văd. Numai că mă uit la mine în garaj. Cum o să stau în ares, nu cred. E, da, un gând cu care putem să încheiem emisiunea asta, să măcar să vițăm dacă nu, dacă nu, se va întâmpla acest lucru, măcar rămână la La cine le place aro, să margă să-și mai cumpere până mai găsește. <laughs> Eu e un îndemn da. foarte, foarte înțeleptă. Da. Eu vă mulțumesc tare mult pentru participare la această emisiune și, și eu, vă, mulțumesc că vă invit uitat. cu mare drag să veniți și după, pe expediția până da. la Marisel, să tragem concluziile. Exact, da. Mulțumesc, vă mulțumesc frumos. Prieteni, vă mulțumesc și vă. Ne vedem pe net.